Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip de Don't Starve și proiect la mine pe canal. Eu sunt ProLaser, ca de fiecare dată, oameni buni, și înainte de a începe acest videoclip v-aș ruga, dacă vă place această serie și dacă vreți să continuăm cu cât mai multe episoade din ea, nu uitați să apăsați pe butonul de like la acest videoclip, pentru că pe mine chiar m-ar ajuta enorm de mult și m-ar motiva să continui cu ceea ce fac momentan. Bă, eu văd aici că nu mai avem iarbă. Ia stai o leacă, dacă eu pun o bucată de iarbă pe jos... Adică, pana mea, ăsta o mâncat-o. A mâncat iarba tiranianul ăsta. Ba, ăsta venea după bănuț, bă. Ăsta bagă tot ceea ce apucă în el. Bă, nu-mi lua și piatra, mă, nenorocetule. Lemn. După lemne nu vine. Ia. Pana mea, lasă-l. Aparent, dacă îi pun eu ceva pe jos, nu vine după acel lucru, dar vine după lucruri care sunt deja jos. Interesant, n-am ce să zic, deși cam arată că îi cam judecă persoanele, nu știu, mă rog, ba piciorul. Hai să vedem. Deci, am vesta asta de salvare, nu știu exact ce naiba să fac cu ea, nu știu cât de mult mă ajută, chiar nu știu exact ce face. Da, mă rog. Hai să mă duc cu barca să caut alte insule, pentru că insulele astea două sunt slăbuțe. Nu sunt cele mai slabe insule de care am dat, dar sunt slăbuțe. Adică pe insula asta, ce-i șmecher pe insula asta? Baiamul ăsta urât. Dar am această plajă a Cilișa de care aș putea să profit. Am o grămadă de iarbă aici și aici am acest berry bush și bambus și bețe, dar... Nu știu, fraților, ce să zic, adică, pana mea, sunt insule slăbuțe. Eu aș avea nevoie de o insulă mai bună, dacă e să ne gândim așa. Bă, hai să las o chestie aici și să mă duc și eu, hai să las ceva de care nu am nevoie, uite aici. Nu știu exact de ce lucru nu am eu nevoie, bă, băieți. Hai să las acest rope aici, că eu chiar vreau să mă duc să iau niște coral, deci trebuie să fac rost de coral, mă, băieți. Ia, hai să mă duc și minez de aici tot coralul pe care îl găsesc. Mi-am luat apă, nu e nicio bucată de coral pe aici, ești prost, frate? Uite acolo, niște coral. Hai după el! Nouă ne trebuie coral, asta e ideea. Mie chiar îmi trebuie coral și n-am ce naiba să fac în situația asta. Pleacă, mă, pește idiot, de aici! Ia stai o leacă. De cât coral... Oh, shit. Ia să mai mergem noi și pe aici. Minez chestia asta. Bun. Mai luăm și coral... Ia să mai luăm și coralul ăsta de aici. Oh my fucking god, bă. Deci când aud sunete din astea așa ciudate, e cam nașpa pentru mine. Mă rog. Hai, mă întorc înapoi pe insula asta că aș vrea eu să văd unele chestii. Bă, frate, eu dau un continuu de acest dodo și nu știu exact ce zic, adică într-un fel e și creepy, dar... Cred că aș putea să fac două bucăți de coral. Bă, dodo idiot, lasă-mă și tu în pace odată, frate. Am crezut că vrea să-mi folosească ăsta, mă, zi. Bă, știți care e problema mică, mare, imensă? Eu nu am mâncare aici așa. Deci nu știu cum naiba să face, dar eu o să cam mor de foame. Fuck it, ia niște seaweed-uri de aici, nu-mi pasă, eu am nevoie de mâncare. Băieții, eu s-ar putea să mor de foame aici așa. Ceea ce nu prea mi s-a mai întâmplat, sincer să fiu. În ultimul timp chiar nu mi s-a întâmplat acest lucru. Asta e, hai, bagă în tine mâncare, nu contează că mi se scade creierul, dar hai să nu mai mănânc chiar atât de multe, că țin și la creier, țin și la mâncare, dar nu vreau să pierd niciuna, nici alta. Îmi trebuie o insulă bună, hai mă, jocule, dă-mi și mie o insulă bună, o insulă care chiar să fie bună și chiar să zic că, bă, frate, chiar am găsit lucruri interesante pe ea și rămân pe ea. Uite, hai să vedem, insula asta, zi-mi, frate, că e bună.
Ia să vedem. Din câte pot vedea așa la prima impresie, cred că e destul de mare. Oh, bun. Deci avem Limpetrox din astea. Avem 3 Limpetrox, deci e destul de bine. Hai să vedem. Avem un porc. Bun. Avem acele cutii acolo pe care le putem deschide. Avem o cutie. Bun. Avem crabi. Bun. Deci limpets, porci, crabi, cutii. Mai îmi trebuie... Oh, bai, am de ăsta de potato din ăsta. De sweet potato. Bun. Avem baiemul de sweet potato care înseamnă mâncare la greu. Avem baiemul ăla de maimuțe. Dacă l-avem și pe ăla, îs foarte fericit cu insula asta. Deci cred că s-ar putea să-mi fac eu o mica bază a mea pe insula asta. Dar vreau totuși să văd dacă avem și baiemul ăla de maimuțe. Uite, îl am. Dar nu prea sunt maimuțe în el, asta e treaba. Ce pana mea, limestone wall. De ce dracu s-a pus niște limestone wall-uri aici? Bă, dar voi vedeți ce faină arată, ce faină e zona asta? Dude, like, what the fuck? Cum să fie atât de faină? Avem acest jungle tree. Avem message in a battle acolo, dar vezi tu cine nu o să vină cu aia până aici. Avem slippery fishing rod. Și s-ar putea să se spuneze aici rechin de aia dacă pescuiesc. Eu vreau totuși să nu încerc chestia asta. Cum mă trezesc că se spunează fix în spatele meu un rechin de ăla și nu prea am eu dorințe din astea așa sataniste. Dar bun. Ok. Mi-am scădit din mâncare. Nu iau acum acești sweet potatoes, chiar nu am nevoie să iau pe toți. Am făcut această greșeală în primul playthrough, dacă nu mă înșel, că am luat pe toți din prima și m-am trezit după aia că s-o stricat. Deci nu am nevoie să iau pe toți acum din prima. Din prima ar că am trebuit eu să iau acele Limpetrox, sincer. Deci acele Limpetrox sunt destul de importante, deci ar că am trebuit să mă întorc la ele. Unde se află? Alea 3, da, la alea 3 trebuie eu să ajung. Da, știi ceva? Hai, îmi fac și eu focul, uite pe aici. Bun. Bun, mi-am făcut focul. Acum aștept să vină ziua mai repede dacă s-ar putea, ca să fac și eu niște treabă. Pentru că eu efectiv mor de foame. Nu știu exact, dar am nimerit pe o... Am nimerit pe o lume cam ostilă, sincer să fiu. Cam prea ostilă pentru mine. Bun. Ia să vedem noi. Hai să punem asta aici. Bun. 48. Nu-i bine. Nu stau absolut deloc bine cu mâncarea, dar e mai bine ca înainte. Va trebui să fac acest science machine mai repede. Ca să-mi fac un backpack din ăla, bă, frate, nu pot să car multe lucruri. Bun, deci o să fac lângă porc probabil. Dar aș vrea să descopăr o leacă mai mult din insulă, dar nu. Cred că... Ba, nu, hai să descopăr mai mult din insulă, dar eu zic că... Nu, n-am cum. Uitați cum facem, băieți. Deci, ne reprofilăm. Facem un felul următor. Bagă science machine-ul, uite aici. Și îmi trebuie backpack. Unde Dumnezeule mare este backpack-ul? Backpack, gata. Bă, deci la fix, frate, la fix am putut să-l fac. Bun. Ia toate limpețurile astea de aici. Avem 2 porci aparent pe insula noastră. E minunat acest lucru. Poți să mai tai din când în când și un copac din ăsta să fac rost de nuci de cocos. Chiar dacă o să mai îmi cadă în cap. Mamă, ce m-am speriat când l-am văzut pe Wilson că îi pică o de asta în cap. Dar oricum, dacă îi cadă în cap, nu-i nimic. Mai facem rost de o nucă de cocos cu ocazia asta. Deci o putem prăji și pe aia foarte simplu. Și le-au nerfuit, le-au dat buff de fapt acestor nuci de cocos, deci sunt mult mai bune decât erau înainte. Adică poți să ai mai multe dacă folosești mașetiu pe ele. Înainte nu puteai să folosești mașetiu. Bun, asta e, mai pică o nucă de cocos, nu contează Wilson, noi trebuie să avem mâncare acelișa. Din viață mai putem pierde momentan, că și așa avem o grămadă, deci na. Plus de asta mai suntem și tineri. Bun, hai. Deci să mor eu când îi aud pe aia micii de la mine din școală, frate, că zic mă mor că e prea grea școala și aia sunt în clasa a 4-a maxim.
Doamne, frate, deci vine să iau la bătaie, frate. Uite și tu cine zice că e grea școala. Bine, cel mai probabil eu mă plâng în momentul de față de o chestie pe care o făceam și eu când eram în clasa a patra, dar mă rog. Clar, mama dracu de pastire, eu mâncat crabului sămânța aia. Se uita crabul ăla la sămânță, fai de cap meu, ca vițelul la poarta nu. Ia. Să nu-mi zici că că nu e prea mare insula asta, că mi-am făcut deja science machine-ul, ar fi de preferat să fie o insulă bună. Din păcate, uite, cred că am 3 porci, nu, doar 2. Asta e, nu contează, măcar am apărare, frate, măcar am apărare, deci n-am ce să zic. S-a apărat, s-a protejat de porci, deci nu o să mă mai prindă lupii, ceva gen cu mâna goală și să fie aproape să mă distrugă, cum au fost de vreo 3 ori pe lumea cu Wicker Bottom. Bun. Ia-ți vedem noi dacă mai dăm de vreo casa a porcilor, că eu... Sau de maimuțe, eu aș vrea și maimuțele. Nu am găsit până acum maimuțe, ceea ce e un lucru ciudat, frate, adică... Încă un porc, minunat, dar maimuțe când? Adică, pana mea. Văd că nu are insula asta maimuțe, din păcate. Da, n-am ce să fac, frate, în privința chestiei astea. E bine totuși că avem cutii. Avem cutii peste cutii aici, deci e un lucru bun. Nu avem maimuțe, asta e, nu contează măcar dacă e, poate găsim o insulă apropiată de insula asta, care să aibă aia maimuțe, dar nu știu, vedem, mai căutăm oricum, mai căutăm și în următoarele episoade, dar momentan aș vrea eu să îmi fac o mică bază aici. Deci, am luat acele 3 borduri doar din un singur crate din ăsta, hai să-l sparg și pe ăsta dacă e și vedem ce pică. Ok, iteme decente, zic eu. Bun. Am renunțat și la acel rope, îmi pare destul de rău pentru el acum, că un rope în plus nu strică, mai ales pe Don't Starve și prec, când n-ai atât de multe iteme. Da, ia să vedem noi. Deci, trebuie să ajung aici. Hai, îmi fac fire pit-ul, după aia îmi trebuie chest-ul, uite aici așa. În chest punem așa. Nu cred că am nevoie de life jacket. Adică să fim serioși, cine pana mea să vină momentan după mine să mă distrugă. Bun, hai să vedem. Un limestone. Da, bun, facem deja 2 bucăți de limestone. Acum dacă stau să mă gândesc că aș fi putut deja să fac cimina asta, da? Pana mea, lasă-l momentan. Ia să vedem noi ce mai avem de făcut. Boat torch. Da, hai să facem și pe ăsta. Deși nu, că n-avem nici măcar barcă, deci... Da, nu, hai așa să fie, pentru că o să-l punem la barca noastră, mai încolo. Boat repair kit, armored, yeah. Putem să ne facem și una de-asta. Băi, ești nebun? Chiar aș putea să-mi fac o de-asta cu armură pe ea. Dar doar să mai facem rost de niște copaci de junglă, că și pe ea i-am lăsat dracului, adică... Hai să mă duc repede la copacii aia de junglă să tai o grămadă din ei. Pentru că ăia dau mai multe lemne și nu se supără pe tine. Deci e un lucru minunat. Copacii aia de junglă sunt prea tari, sincer să fiu. Dar hai noi totuși să ajungem mai repede la ei. Și da, oameni buni, probabil ați observat, episodul ăsta apare puțin mai devreme decât v-ați fi așteptat. Adică, na... De obicei așa fac eu când încep o nouă lume din Don't Starve Shipwreck sau, na, Don't Starve Reign of Giants, deși în Don't Starve Reign of Giants nu prea s-a așa obișnuit. De fapt, n-am mai făcut niciodată o lume de asta nouă în Don't Starve Reign of Giants, decât în al doilea sezon, dar mă rog. Dar oricum, de fiecare dată când încep o lume din asta nouă, postez de obicei așa mai des puțin din ea. Pentru că vreau să punem mai întâi bazele acestei lumi și după aia când o să fim noi așa mai bazați, atunci o să începem să postăm mai răruți, pentru că și așa vin vremurile grele. Plus de asta, nici măcar n-am postat chiar atât de des Don't Starve și Project în ultimul timp, deci ar fi de preferat să nu mai neglijez eu atât de mult și să încep să mai postez și eu mai des o leacă din el. Șarpele ăsta mă enervează la culme, frate, deci să mor eu. Hai, frate, atacă-mă, încearcă să mă ataci. Cui pasă de tine? Bun, hai. Ia să mai tăiem câțiva copaci din ăștia până când ni se strică toporul.
Sau dacă e, aș putea chiar și acum să plec? Nu, 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 e prea devreme, prea devreme. Bun, hai și pe ăsta și pe ăla de acolo, palmul ăla. Deși pana mea, oh shit, ce m-am speriat de ăsta, bă, frate. Du-te încolo de șarpe idiot, bun, gata. Hai să nu-i tai pe ăștia că și așa arată frumos, deci, na. Ia să vedem. Deci le-aș scoate și pe astea din pământ, dar am uitat din păcate să-mi fac o lopată. Avem o banană. Oricum, nu mai suntem plasați pe o insulă de aia cu maimuțe, deci asta înseamnă că va trebui să fie mai mult joc din partea mea, adică să joc mai intens. Da, puțin mai intens pentru mâncare, da, asta e. Deja stăm decent cu mâncarea, nu stăm nici bine, nici prost, dar stăm decent. Avem un stack și două bucăți de lemne. Bun. E bun așa. Doar să nu mai dea fulgerul, că e nașpa. Ar trebui să mai fac rost de niște gold din ăla, să-mi fac un lightning rod. Ai de capul meu, acel moment când filmezi și tu și o persoană vrea să vorbească cu tine pe Facebook. Da, hai că... Așa sunt la sfârșitul filmării, deci pana mea. Oricum, cam asta am avut eu de zis și în acest videoclip. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă place treaba pe care o fac și dacă sunteți noi. Dacă nu sunteți noi, măcar dacă ați putea să distribuiți canalul meu la prietenii voștri, ar fi un lucru minunat și m-ar putea ajuta enorm de mult. Deci, da, cam asta am avut eu de zis. Un like m-ar ajuta enorm. Fuck my life. Iar așa am pus-o pe panara mea. Și da, noi ne revedem data viitoare. Vă salut pe toți. Ceau, bă, pa!